Bine v-am regăsit la o nouă lecție din seria celor dedicate aplicației Microsoft Excel 2010. În această lecție vom vedea cum putem exporta un workbook în format PDF sau XPS. Pentru că toată suita de programe Office 2007 poate exporta documente în format PDF sau XPS numai în momentul în care se instala add-in-ul Save as PDF sau Service Pack 2, 2010 vine implicit cu suport pentru salvare ca PDF și XPS. Această opțiune este acum parte integrantă din noua suită Office și nu mai este nevoie să instalăm softuri suplimentare. Haideți să vedem cum se poate face acest lucru și vom comuta la un fișier Excel pe care dorim să-l salvăm în format PDF. Acest lucru se face din meniul File, opțiunea Save As, salvare ca, și după ce navigăm în locația unde dorim să salvăm fișierul nostru, implicit se va duce în folderul din care am deschis fișierul Excel, avem posibilitatea să schimbăm tipul de fișier pe care dorim să-l folosim. În Save As Type, folosind săgeata din partea dreaptă, selectăm noul tip de fișier în care dorim să salvăm, PDF, de exemplu. Putem să modificăm numele sau să-l lăsăm cu același nume și apăsând butonul Save vom salva fișierul în noul format. Implicit, dacă am solicitat și deschiderea în viewer-ul pentru formatul PDF, care acum s-a deschis pentru prima dată, de aceea ne afișează acordul de licențiere pe care îl vom accepta. Vom observa cum arată fișierul nostru Excel în formatul PDF. Voi închide acest nou format pentru a vă arăta o a doua modalitate de salvare, tot din meniul File, de această dată din opțiunea Save and Send, salvare și trimitere, unde avem pe lângă posibilitatea de a trimite fișierul pe e-mail, salvarea lui în format PDF sau XPS. Selectând această opțiune, nu ne mai rămâne decât să mai apăsăm o dată butonul Create PDF sau XPS. Ni se va deschide același ecran asemănător cu Save As, doar că de această dată se numește Publish As, PDF sau XPS, care va face același lucru. În Save As Type va selecta în mod automat formatul PDF și doar va trebui să apăsăm butonul Publish de această dată. Dacă lăsăm același nume de fișier, putem să suprascriem vechiul fișier care l-am creat anterior. Voi pune un 2 la sfârșit pentru a avea două fișiere în format PDF de această dată. Acesta este al doilea fișier PDF. Deci, ați văzut cât este de simplu. Rețineți, deci, pentru salvarea în format PDF sau XPS, aveți două posibilități. O dată din meniul File, opțiunea Save As și modificați Save As Type în formatul PDF. Sau o variantă ceva mai directă, din meniul File, opțiunea Save and Send, folosiți opțiunea Create PDF XPS Document și apoi apăsați butonul Create PDF XPS. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să urmăriți și celelalte lecții din această serie.